Salutare, dragi și dragi, eu sunt Adina și voi sunteți pe Parfumului 35. Bine ați venit și bine ați revenit pe canalul meu. Dacă sunteți noi, abonați-vă, lăsați-mi și gândurile voastre în comentarii și totodată nu uitați să împărtășiți acest video și cu prietenii voștri și spuneți-le și lor despre ce fac eu aici pe Parfumului 35. În cazul în care vreți să mă susțineți și mai mult în călătoria mea parfumată, puteți să o faceți apăsând pe linkul ăla de Buy Me a Coffee din descriere, însă cel mai mult mă ajută de la voi dacă împărtășiți acest video cu prietenii voștri și desigur dacă sunteți abonați, pentru că dacă sunteți abonați, canalul meu o să fie recomandat de YouTube și o să ajungă la cât mai mulți oameni. Dar desigur, voi puteți să faceți chestia asta, fie apăsând pe linkul ăla de abonare sau pe butonul ăla de abonare și să împărtășiți acest video cu prietenii și cu cunoscuții voștri care credeți că ar fi interesați de parfumurile pe care le prezint eu astăzi și, mă rog, nu numai astăzi. Bun, am foarte multe videouri, le puteți găsi dacă scrollați pe canalul meu și vă uitați să vedeți ce anume vă place. Vorbesc în principal despre parfumuri arabești pentru că îmi plac foarte mult și mi se pare că sunt niște parfumuri super accesibile. Mie îmi plac parfumurile accesibile la preț, însă nu numai. Astăzi o să vă mai vorbesc pe lângă niște parfumuri arabești și de niște parfumuri pe care le-am descoperit și îmi plac sau nu îmi plac, dar o să vedeți asta în acest video. Bun, am vorbit un minut despre aproape nimic. Haideți să începem cu parfumurile. Aleg să încep acest video cu un parfum pe care l-am terminat și în curând o să fac și un video cu și despre parfumuri pe care le-am terminat. Este vorba despre minunăția asta de Irresistible de la Givenchy. După cum vedeți, mai am o mică picătură pe care o voi ține, însă mi-am cumpărat un altul, pentru că da, îmi place atât de mult parfumul ăsta și aveam de gând să-mi cumpăr o nouă sticlă și uite așa a venit oportunitatea în fața mea și am această sticlă de 80 de ml de data aceasta de apă de parfum Irresistible. Știți că Irresistible are apă de toaletă, apă de parfum, apă de parfum fresh și încă vreo două flencăre, roze și încă unul care a fost ieșit acum, însă mie cel mai mult îmi plăceau acestea două, apa de toaletă pe care am terminat-o, de care m-am bucurat până la aproape ultima picătură și acum mă voi bucura de minunăția asta de apă de parfum la 80 de ml. Deci da, în cazul în care se întreabă cineva dacă îmi place Irresistible de la Givenchy, da, îmi place, îmi plac ambele, apa de toaletă și apa de parfum. Acum mă bucur de această apă de parfum care are niște note de pară cu niște note de ambretă. Este un parfum cu niște note de trandafir. Chiar mă întreba cineva de ce nu fac un video cu și despre parfumuri ce ar putea fi purtate de către o mireasă. Deci, pentru tine, draga mea, eu zic că ție ți se va potrivi de minune acest parfum, dacă alegi să-l porți atunci când vei deveni mireasă. Bun. Deci, Irresistible de la Givenchy este primul meu parfum recumpărat, ca să spun așa, exact în momentul în care mi s-a terminat. Pentru că eu mai am două parfumuri recumpărate sau, mă rog, parfumul la care am încă unul, dar acelea sunt sigilate pentru că nu am terminat primul parfum, deci parfumul inițial. Dar pe acesta l-am terminat și am putut să-mi cumpăr sticla mai mare. Bun, deci primul parfum din haul-ul de astăzi este Irresistible de la Givenchy, pe care îl iubesc, pe care îl ador, îl recomand oricui, îi plac parfumurile care sunt un pic pudrate, care au o nuanță un pic cremoasă și care sunt feminine și frumoase și nu neapărat atât de dulci și vanilate, dar feminine. Irresistible de la Givenchy, care este irezistibil și pentru mine a fost irezistibil încă de la început. Și așa mi-am dat seama că îmi place foarte mult combinația de pară cu orice ar însemna ea în parfumerie, pentru că e ceva dulce, e ceva cremos, e ceva foarte jovial și în același timp sexy. Bun, ce-am mai cumpărat? Am cumpărat acest Discovery Kit de la Charlotte Tilbury. Voi știți, eu am Scent of a Dream de la Charlotte Tilbury. Acest brand este un brand care în special se ocupă cu producția de machiaje. Știți că eu nu prea sunt pe machiaje, nu prea îmi plac nu aleg să nu mă machiez foarte mult. Ce vedeți acum este maximul de machiaj pe care eu singură îl pot face. Dar am zis, ok, astea sunt niște parfumuri noi și poate ar trebui să le încerc și să văd dacă este ceva de capul lor. Vă spun sincer, nu este ceva de capul lor, pentru că și aici vreau să înțelegeți că de fiecare dată când eu spun dacă ceva îmi place sau nu îmi place, mă refer
și la raportul calitate-preț. Ei bine, o sticlă de Charlotte Tilbury din aceste noi lansări costă undeva la 150 de euro. Ei bine, modul în care miros aceste parfumuri pentru 150 de euro mi se pare că nu prea merită, însă dintre ele, deci ele sunt 2, 4, 6, sunt 6 parfumuri, o să vă pun aici o poză ca să vedeți și cum arăta standul de la Charlotte Tilbury și cel mai mult mi-a plăcut mie dintre ele un parfum numit More Sex. Ăsta este un parfum care mă duce un pic înspre notele acele aromatice, înspre parfumurile de la Tom Ford. Pe acolo mă duce. În rest, toate celelalte nu mi se pare că sunt ADN-uri unice, nu mi se pare că sunt ADN-uri care ar putea să te intrige în vreun fel și să te facă să cumperi o sticlă întreagă. Desigur, dacă ești nebunit după brand, ai putea să-ți cumperi pentru că sticlele sunt destul de frumoase. Însă, dintre toate, mie cel mai mult mi-a strânit interesul acest More Sex, care este un parfum un pic spicy, un pic aromatic, poate un pic întunecat, dar nu pot să zic că eram disperată în momentul în care l-am mirosit și am zis wow, deci nu. Deci acest Discovery Kit mi l-am mai cumpărat, încă mai am desigur de testat, o să fac un video specific cu și despre aceste parfumuri ca să vă faceți o idee despre ce au de oferit fiecare dintre ele în parte. Însă dacă vreți să vă luați neapărat unul sau dacă vreți să-l testați, eu zic să-l testați pe acest More Sex că pare așa un pic mai diferit față de toate celelalte. Bun, un alt parfum pe care... Din păcate nu-l găsiți în România, însă eu, prin eforturi supraomenești, am reușit să pun mâna pe el. Este un parfum care îmi place din suflet. Este un parfum de la brandul Dita Von Teese. Dita Von Teese este un brand care face lingerie intimă, dacă nu mă înșel, și în general produse din acestea de budoar. Însă a scos și o serie de 3 parfumuri, acum nou, desigur erau și niște parfumuri mai vechi. Însă sunt 3 parfumuri nou lansate și anume anul trecut, care sunt disponibile în US și în Europa, doar în Germania, în Douglas în Germania, sau cel puțin a fost la un moment dat în Douglas în Germania, și în lanțul de magazine Rossmann, care, din câte am înțeles, Rossmann e un fel de DM, cam cum găsim DM-urile la noi în România, cam așa este Rossmannul în Germania. Și cineva, foarte drag, mi-a cumpărat o sticlă, prima sticlă pe care eu o comandasem s-a pierdut undeva la poștă și am hotărât să-mi iau o nouă sticlă și uite că o am. Acest Vanitas, pentru că așa se numește, este un parfum roz pudrat. Și da, miroase a ruj. Miroase a ruj roz, miroase a budoar, miroase a... parfum de ruj, exact ce îmi place mie, exact ce caut, exact ce aștept. Este un parfum care are niște note de heliotrop, mi se pare că are niște acorduri de ruj foarte frumoase și este un parfum de care mă bucur. Cred că ar trebui să ți-l iei dacă ești în căutarea unui parfum cu ruj, unui parfum pudrat, unui parfum elegant, unui parfum pe care poți să-l porți toată ziua și să te facă să te simți foarte sexy. Este sexy și elegant și pudrat, nu neapărat în stilul parfumurilor care miros la machiaj din acela foarte... dur, foarte aspru, ci mai degrabă este un parfum catifelat cu un iz un pic fructat care te face să te gândești la un ruj cremos roz. Deci da, o să fac un video pe îndelete cu și despre acest Vanitas, îmi place. Lumea îl asociază, dacă e să ne uităm pe Fragantica, cu Margiela, cu Maison Margiela Lipsticon. Acel parfum care este discontinuat, pe care am vrut să pun neapărat mâna, dar nu am găsit. Și dacă așa miroase Margiela, e un parfum frumos. Din păcate, pe mine ăsta nu pot să zic neapărat că persistă atât cât mi-aș dori. Și vibe-ul ăla de ruj nu durează atât de mult precum mi-aș dori, ci în final se transformă într-un parfum care zic eu că are o infuzie de heliotrop, deci se duce în nota aia un pic migdalată a parfumeriei, dar cu toate astea mă bucur foarte mult de el. Dacă reușiți să puneți mâna pe el și pe celelalte 2, pentru că în total sunt 3, vă sfătuiesc să o faceți pentru că merită din plin. Bun, și acum haideți să trecem și la parfumurile arabești, care sunt cele mai noi în colecția mea. Am făcut o comandă pe Parfumas, care a venit săptămâna trecută. Nu am apucat să filmez exact unboxing-ul așa cum mi-aș fi dorit, dar
acestea sunt parfumurile pe care le-am comandat de pe Parfumas. O să încep cu acestea două pe care le tot urmăream la Zimaia, la ei pe Instagram și chiar îmi doream neapărat să pun mâna pe ele și să le miros. Și în momentul în care le-am văzut pe Parfumas am zis da, trebuie neapărat să le comand și le-am comandat. Deci acestea două sunt parfumurile numite Hawa. Cred că Hawa se numește. Unul este roz, Hawa roz și Hawa red. Red și roz. Hawa pink și Hawa red. Încep cu Hawa red pentru că despre Hawa pink vorbește tot internetul, însă despre Hawa red nu prea vorbește lumea. Ce pot să zic eu despre el? Ăsta este un parfum care are o infuzie fructată. Mie mi se pare că deschiderea lui este ca unei creme de corp infuzată cu căpșuni și ceva fructe roșii. Are un vibe de cremă de corp, de cremă de corp fructată. Mi se pare că este dulce, dar în același timp pare să aibă un aer un pic fermentat. M-am mai uitat în online și sunt unii oameni care spun că aveau o notă de șampanie. Mie nu mi se pare că are nicio notă de șampanie, ci din contră, mie mi se pare că într-adevăr poate să te ducă în stilul ăla de vin spumant, însă nu. Nu, mie nu mi se pare că este așa. M-a lăsat bateria, însă înainte să mă lase bateria, vă spuneam despre acest Hawa Red și cum sunt oameni care îl asociază pe acest Hawa Red cu un parfum care are niște note de șampanie. Mie nu mi se pare că are note de șampanie, așa cum vă spuneam. Mie mi se pare că, într-adevăr, are un iz fermentat care ar putea să te ducă cu gândul la, într-adevăr, niște note de spumant, de șampanie. Însă, dincolo de toate, pentru mine parfumul ăsta este un parfum cu căpșună, un parfum cremos. Se simte din plin nota aia de căpșună care rămâne și mi se pare că te înconjoară din plin. Însă, primul vibe este de căpșună, de căpșună dulce, de căpșună zemoasă și în același timp cremoasă. E ca și când ai avea o lățime de corp cu miros de căpșune. Este un parfum frumos? Da. Este un parfum neașteptat? Da, cu siguranță da. Este un parfum pe care, sincer, nu poți să-l asociezi cu nimic altceva. Nu pot să spun că se aseamănă cu parfumul X sau cu parfumul Y. Mi se pare că are niște nuanțe subtile din ce înseamnă Angel Nova, însă dacă la Angel Nova vorbeam de note de smeură și note de fructe roșii din plin, la acest Hawa Red, cred că, dincolo de notele acestea de fructe roșii care ele există, mi se pare că este și o nuanță cremoasă care îl face să fie wow. Mi se pare un parfum perfect pentru vară, pentru seriile de vară, pentru seriile în care, nu știu, ai fost la plajă sau ai avut parte de o zi extrem de călduroasă și vrei să ieși seara la o plimbare. Este parfumul perfect pentru vară? Da. Este un parfum persistent? Cu siguranță da. Pe pielea mea persistă undeva la 4 ore nuanța aia de fructe roșii cremoase, de loțiune din aia de corp care mă face să mă simt foarte bine și după aceea se transformă într-o combinație care are ceva, niște note ușor vanilate și pudrate. Îmi place? Da. Este un parfum care își merită din plin banii pentru că el costă sub 100 de lei, îl găsesc pe Parfumas, are și un ambalaj foarte frumos, eu nu prea l-am pe aici pe la îndemână ambalajul, însă, da, este un parfum de care mă bucur, este un parfum care arată și foarte frumos pentru că sticla lui arată foarte frumos. Îmi place foarte mult și capacul acesta, dacă e să vi-l arăt. Mi se pare foarte bine lucrat și la cei sub 100 de lei pe care îi dai pe această sticlă, mi se pare că își merită din plin banii. Deci da, ăsta îl recomand. Este un parfum pe care îl poți face cadou foarte bine. Este un parfum pe care eu l-aș recumpăra în momentul în care mi se va termina, dacă, mă rog, mai există pe Parfumas. Și celălalt este acest Hawa Pink. Hawa Pink, vorbește tot internetul despre el, nu are rost să insist și eu foarte mult. Ăsta este un parfum cu trandafir, este un parfum care are licii și trandafir, este un parfum care, într-adevăr, mă duce cu gândul la parfumurile din gama Delina, de la Parfum de Marly. Este un parfum care se aseamănă foarte mult cu unul dintre flankerele de la Delina, cred că cel care are o infuzie mai pregnantă de trandafir, cred că se numește Ala Rose sau ceva de genul ăsta. Ăsta e un parfum ceva mai aerisit, este un trandafir dulce în el, cred că combinația aia de licii și trandafir îl fac să fie dulce, este o explozie de dulceață trandafirie,
Este un parfum care cred eu că poate fi purtat foarte bine pe orice zi caniculară, așa cum este și cea de astăzi, și cred că își merită din plin și el banii. Deci dacă căutați o alternativă la unul dintre flankerele de la Delina, îl puteți găsi în acest Hawa Pink de la Zimaia. Zimaia mi se pare că câștigă foarte mult teren în ultima vreme, pentru că pe lângă calitatea parfumurilor mi se pare că au și un ambalaj foarte frumos, dar ele sunt foarte accesibile pentru oricine, pentru că este 98 de lei. Și la 98 de lei să-ți cumperi un parfum care să arate atât de frumos. El este la 100 de mililitri, este o apă de parfum persistentă. Deci da, e fain și miroase a lux. Nu miroase ca, nu știu, parfumurile de duzină, ci are un vibe luxos în el. Și da, îmi place. Haideți să vă alăt și pulverizatorul. Așa este la ambele. Mi se pare că pulverizează foarte bine și... Da, o chestie pe care am observat-o în principal la parfumurile de la Zimaia este aceea că atunci când pulverizezi pentru prima dată, nu resimți izul ăla de alcool, ci din start se resimte mirosul de parfum, ceea ce mă duce cu gândul la calitate. Adică la un parfum calitativ, pentru că de obicei la parfumurile astea sub 100 de lei, în primă fază resimți foarte mult alcool, dar la acesta nu și nici la fratele lui Zimaia Red, Hawa Red. Deci acestea două îmi plac, sunt minunate, sunt wow, sunt niște parfumuri de care mă bucur din plin. Bun. Unul care mi-a atras atenția foarte, foarte mult este acest Spectrum, tot de la Zimaia, asta e de bărbați. El vine așa. Aici vine parfumul. Și ăsta e un pic metalic. Și acest Spectrum... Dacă e să ne uităm la ambalaj, te duce cu gând de la unul dintre parfumurile de la Roja. Roja este un brand de super lux. Prima dată când m-am întâlnit eu cu ce înseamnă Roja, mi-a plăcut Sweetie Wood, sau Sweet Wood, nu știu cum se numește, care costă 2000 și ceva de lei și mi s-a părut foarte scump, dar e un parfum care îmi place. Și uite așa am rămas eu cu impresia că parfumurile de la Roja sunt parfumuri foarte scumpe. Dar acest Spectrum, mie mi se pare că se aseamănă, când vine vorba de ambalaj, cu un parfum de la Roja care cred că se numește Elysium sau ceva cu E, oricum. Când vine vorba despre a ce miroase acest Spectrum, mie mi se pare că acest Spectrum se duce un pic înspre niște note dulci, citrice, pare să aibă ceva portocală, grapefruit în el și în același timp niște note aromatice. Este un parfum mai degrabă înspre parfumurile de vară pe care le putea purta ca bărbat. Cred că poate să fie un parfum unisex dacă ești o femeie mai nonconformistă, dacă ești o femeie care îi plac parfumurile un pic mai unisex, spre masculin. Nu este un parfum care zic eu că este masculin întru totul, nu are notele alea foarte verzi în el, foarte citrice, ci mai degrabă niște note citrice dulci, deci deschiderea aceasta este cu niște note citrice dulci, cred că un pic de portocală și în același timp ușor-ușor se duce spre note aromatice cu ceva lavandă în el. Dacă e să mă gândesc la un parfum spre care m-ar putea duce acest Spectrum, mi se pare că se duce și el un pic înspre Creed Aventus, înspre gama aceea de parfumuri. Nu știu exact dacă el vrea să cloneze ceva. Dacă e să ne uităm pe internet, pare să cloneze acest parfum de la Roja, însă nu aș ști să vă spun pentru că nu... cunosc originalul, însă vibe-ul pe care mi-l dă mie este vibe-ul acela de Creed Aventus, vibe-ul acela un pic citric, un pic aromatic, ușor masculin, deci nu foarte masculin, dar în același timp un pic dulceag. Îmi place? Da, e un parfum foarte frumos, este un parfum care persistă pe pielea mea undeva la 4 ore, 4-5 ore, însă pe haine, pe tricouri, mi se pare că persistă mai mult și poți să-l resimți chiar și toată ziua. Își merită banii? Da, cu siguranță. El este tot la 100 de mililitri și ce-mi place mie foarte mult este că la acest Spectrum mai este și varianta feminină pe care încă n-am cumpărat-o, însă plănuiesc la un moment dat să mi-o cumpăr. Acesta este masculin, este pentru soțul meu, v-ați dat seama de la, nu? Bun, am terminat și cu Spectrum și ultimul, dar nu cel din urmă, este acest elixir. Acest elixir ăsta este tot de la Zimaia, dacă e să ne uităm la modul în care arată sticla. Pe mine m-a dus cu gândul la Tiziana Terenzi Kirche, însă nu cred că este o clonă după nimic de la Tiziana Terenzi, nu Kirche am vrut să zic, ci brandul Tiziana Terenzi
Kirk este cel mai cunoscut parfum de la Tiziana Terenzi. Dacă e să ne uităm la modul în care arată sticla, știu că Tiziana Terenzi are și o gamă de parfumuri care sunt roșii aici, însă, din punctul meu de vedere, acesta nu cred că clonează nimic de la Tiziana Terenzi. Despre acest parfum, ce pot să vă spun? Ăsta este un parfum vanilat, este un parfum care, din punctul meu de vedere, are un vibe de flencăre de Olimpia de la Paco Rabanne. Ce nu-mi place mie este faptul că acest capac este din plastic. Deși el la prima vedere arată bine, nu prea îmi place că e din plastic. Despre parfum, ce pot să vă spun? Se simte vanilia încă de la început. Este o vanilie combinată cu niște note, zic eu, de iasomie sau de neroli. Nu îmi place neapărat combinația de neroli în parfumuri, nu știu de ce, asta e o alegere personală. Însă, el este un parfum care are vanilie, ce se simte în același timp un pic fresh. Mi se pare că are și niște note tropicale. Mă gândesc aici la niște nuanțe de cremă de vară, de cremă din aceea de plajă. Cred că și din cauza infuziei acelea de flori de portocal, neroli sau iasomie. Nu sunt sigură, știu că poate acum aș putea să fiu criticată și să spuneți că nu știu despre ce vorbește, însă pentru mine, și din nou asta este o percepție personală, ideea de iasomie, neroli și floare de portocal, mi se pare că ele, găsindu-se în aceeași perioadă, în aceleași locuri, un pic mediteraneene, mi se pare că infuzia asta pe care ele toate trei o creează împreună se resimte foarte des în parfumuri și poate de asta tind să le bag pe toate trei în aceeași oală. Știu că nu sunt aceleași flori, dar știu că au nuanțe comune. Și cam asta reușesc eu să resimt în acest parfum. Este un parfum frumos, da, dacă îți place combinația de vanilie, dacă îți plac parfumurile vanilate pe care le poți purta vara, ăsta este un parfum spre care te-ai putea duce, pentru că este o vanilie purtabilă, nu este o vanilie grea, este o vanilie combinată cu niște flori foarte frumoase, ce îți dă un vibe bun, îți dă un vibe pozitiv. Bun, și da, am terminat. Cam astea sunt parfumurile despre care aleg să vă vorbesc astăzi. Cam astea sunt parfumurile pe care eu le-am cumpărat până acum, în luna iunie. Nu știu dacă o să mai vină și altele. Sper că nu, că nu mai am bani. Dar, în cazul în care vor mai veni, o să vi le arăt. Aștept gândurile voastre în comentarii, spuneți-mi ce credeți despre aceste parfumuri, dacă vreți să vi le luați, dacă le aveți deja și ce părere aveți despre ele. Până data viitoare, pa, pa!